Aceste proprietăți antioxidante sunt utile și atunci când sunteți expus la fumul de țigară sau la razele ultraviolete de la lumina soarelui, protejează pielea de cancerul de piele și combate inflamația pielii după expunerea la soare. Aloe vera poate trata de asemenea în mod natural acneea și eczemele, deoarece ajută la procesul de vindecare a pielii. Bradichinaza, prezentă și în aloe vera, ajută la reducerea inflamației excesive atunci când este aplicată local pe piele. 9. Tratează diabetul. Unele dovezi la oameni și animale sugerează că aloe vera este capabilă să atenueze hiperglicemia cronică și profilul lipidic perturbat, care sunt frecvente în rândul persoanelor cu diabet și sunt factori de risc major pentru complicațiile cardiovasculare. În două studii clinice conexe, 72 de femei diabetice fără tratament medicamentos au primit o lingură de gel de aloe vera sau un placebo timp de 6 săptămâni. Nivelul glicemiei și a trigliceridelor serice a scăzut semnificativ cu tratamentul cu aloe vera. În cel de-al doilea studiu au fost investigate efectele gelului de aloe vera sau placebo în combinație cu glibenclamida, un medicament antidiabetic prescris în mod obișnuit. De asemenea, acest lucru a dus la reduceri semnificative ale concentrațiilor de glucoză din sânge și trigliceride serice din grupul cu aloe vera. Produse aloe vera și cum să găsești. Este ușor să găsiți produse de aloe vera, inclusiv gel de aloe, latex, suc și extracte în magazinul dumneavoastră de produse naturale. Dar veți dori să alegeți un produs realizat de o companie de renume pentru a vă asigura că metodele de extracție și procesare nu au redus proprietățile terapeutice ale plantei. Metoda de procesare are cel mai mare efect asupra numărului și cantității de ingrediente active dintr-un produs de aloe vera. Procesul comercial de producție a produselor de aloe vera implică de obicei zdrobirea, măcinarea sau presarea întregii frunze pentru a produce suc, urmată de diferiți pași de filtrare și stabilizare pentru a obține extractul dorit. Deși acest lucru este mai ușor pentru producători, poate avea ca rezultat un produs care conține puține sau deloc ingrediente active. Se pare că, după extragerea gelului, încălzirea acestuia și utilizarea substanțelor de umplutură pentru a face produse de aloe vera, beneficiile pentru sănătate sunt reduse la minimum. Pentru a opri denaturările obișnuite din industrie și ideea falsă că toate produsele de aloe vera produc aceleași beneficii, Consiliul Internațional pentru Știința Aloe a dezvoltat un program de certificare care validează calitatea și cantitatea de aloe vera în produsele comerciale aprobate. Când doriți să cumpărați aloe vera, citiți cu atenție etichetele și căutați această certificare importantă. Pe lângă achiziționarea unui produs de aloe vera, aveți și opțiunea de a vă cultiva propria plantă de aloe acasă. Dacă cumpărați o plantă în ghiveci, așează planta la fereastră pentru a beneficia de soare, deoarece aloii iubesc soarele.
Ghiveciul poate fi chiar mutat în aer liber în lunile de vară. Aloe este o plantă suculentă și, prin urmare, stochează multă apă în frunzele sale, dar trebuie udat de cel puțin 2 sau 3 ori pe lună. Iarna, aloe devine oarecum latentă și în acest timp ar trebui să udați planta foarte puțin. A avea propria plantă este un mod ușor și ieftin de a experimenta toate aceste beneficii uimitoare de aloe vera în fiecare zi. Dozajul recomandat. Aceste doze recomandate de aloe vera se bazează pe cercetări științifice și publicații. Asigurați-vă că ați citit eticheta de pe fiecare produs înainte de a-l utiliza și informați medicul dacă aveți efecte secundare. Pentru constipație, luați zilnic 100-200 de miligrame de aloe vera. Pentru vindecarea rănilor, psoriazisului și altor infecții ale pielii, utilizați 0,5% cremă de extract de aloe de 3 ori pe zi. Pentru plăci dentare și boli ale gingiilor, utilizați o pastă de dinți care conține aloe vera timp de 24 de săptămâni. Pentru colesterol mări, luați o capsulă de aloe vera care conține 300 de miligrame de 2 ori pe zi timp de 2 luni.